ta, că nu mai e mult. Să cântăm Maranatha, vino Doamne cât mai curând. Să cântăm Maranatha, până când vom pleca de pe pământ. Să cântăm Maranatha, vino Doamne cât mai curând. Să cântăm Maranatha, până când vom pleca de pe pământ. Națiuni se revoltă, vedem neceta, iar lumea se afundă mai mult în păcat. Vedează într-una, păstrează-te sânt, îți spun să fii gata, că nu mai e mult. Să cântăm Maranatha, vino Doamne cât mai curând. Să cântăm Maranatha, până când vom pleca de pe pământ. Să cântăm Maranatha, vino Doamne cât mai curând. Să cântăm Maranatha, până când vom pleca de pe pământ. Sunt multe semnale că ziua de-apoi e tot mai aproape, el vine pe noi. Mediază și stai ca străgerul pe tur, îți spun să fii gata, că nu mai e mult. Să cântăm Maranatha, vino Doamne cât mai curând. Să cântăm Maranatha, până când vom pleca de pe pământ. Vino Doamne cât mai curând. Să cântăm Maranatha, până când vom pleca de pe pământ. Să cântăm Maranatha, vino Doamne cât mai curând. Să cântăm Maranatha, până când vom pleca de pe pământ. Slăvit să fie Domnul! Amin. Slăvit să fie Domnul! Maranatha! Domnul nostru vine! Amin. Domnul nostru vine, frați și surori! Și Domnul să binecuvinteze pe toți. Doar un singur gând vreau să vă binecuvintez, să vă încurajez. Este referitor la ce fratele Modest a citit. În pilda aceasta de temelii, foundation, Domnul nostru Iisus Hristos de două ori spune: Everyone who hears, și versetul 24 din Matei 7, toți care au aud cuvintele acestea, ale mele, și le, spuneți mai tare, le face. Foarte important un lucru care trebuie să luăm, de multe ori spune omul și omul poate și afară, eu cred. Dar ce rost are credința fără fapte? Pentru că Biblia spune în Iacov că și demonii cred și tremur. Deci dacă omul numai crede și nu tremură, deci demonul într-un fel e mai... Cum se cade? Că nu e, dar din privința aceasta, dacă mă înțelegeți. Deci nu este de ajuns doar să credem. Trebuie să mergem la următorul pas care de fapt este sau stă în a înfăptui, cum spune Iacov, nu să fim only those that hear the word, deci ascultăm cuvântul, ci să fim cei care împlinim, care ascultăm. Doamne, ajută-ne pe fiecare, vă invit să ne ridicăm în picioare și cu acest verset din Matei capitolul 5, unde spune că să lăsați lumina voastră, let your light so shine, versetul 16, printre toți oamenii, ca să vadă ce? Faptele bune. Deci,
Noi suntem chemați să fim lumini, frați și surori. Ca temelia aceasta care a fost menționată, suntem chemați la un lucru așa de frumos, la o viață așa de frumoasă, încât trebuie să dovedim, da? Trebuie să dovedim. Trebuie să dovedim prin faptele noastre, frați și surori. Și gândul meu, care v-am mai spus, m-am comunicat acest lucru, ce înseamnă de fapt lucrul meu pe care trebuie să fac eu, this good work that I need to do, ce-i lucrul acesta? Pentru că omul când se uită la tine, omul când se uită la mine, ce o să-l facă pe acest persoană să spune, slăvit să fie Domnul, este un Dumnezeu real? Ce-l face? Când merg la biserică, e bine să mergem. Dar ce facem noi ca oamenii să vadă lucrurile acestea în noi? Frați și surori, vă încurajez în săptămâna aceasta să ne gândim bine la aceste versete. Sunt versetele și cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a spus căci noi suntem o lumină. Deci avem această lumină în noi și să lăsăm lumina să se vadă pentru un scop. Ca în toate, dacă stăm și spunem un sumar, în toate aceste lucruri, cinstea și gloria să fie a Tatălui. Toată slava să fie a Lui. Deci toate lucrurile pe care noi facem, nu facem pentru că noi vrem să avem un nume care să strălucească, ci vrem ca Domnul nostru Iisus Hristos, ca El să fie absolut în toate. El să fie number one, top priority. Și asta dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze pe fiecare. Pe fiecare, frați și surori, fiecare aveți o luptă personală. Nu știu dacă ne-am gândit la aceasta, dar fiecare persoană în seara aceasta are o luptă personală. Poate treceți prin încercări, poate aveți lucruri care vă țin rob sau vă țin legat sau aveți frici sau frică de anumite lucruri sau aveți probleme. Frați și surori, în seara aceasta să venim înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, vrem să ne apropiem mai mult decât am fost în clipele ce-au trecut. Vrem să ne apropiem mai mult de Tine. Unde spune Iacov, draw near to me, apropiați-vă de mine și eu mă voi apropia de voi. Deci să facem noi pasul în seara aceasta, să ne apropiem de El, plin de credință și plin de îndrăzneală, cum spune în Evrei, plin de îndrăzneală, să avem curaj, pentru că El ne-a dat acest curaj prin Iisus Hristos. Ne-a mântuit, ne-a binecuvântat și a lăsat Duhul Său cel Sfânt peste noi. Și El spune că dacă Dumnezeul nostru este dragoste și noi suntem în El, spune că perfect love, dragostea desăvârșită, da? Alungă, aruncă afară frica. Da? Deci orice frică, orice lucru care vrea să stă în mintea ta, în viața ta, nu are loc, pentru că tu ești în Dumnezeu și în Dumnezeu este dragoste. Dragoste desăvârșită. Nu cum poate spune lumea, de cum este adevărată. Și Domnul să ne binecuvinteze pe toți cu acest gând, să strălucim pentru El în săptămâna aceasta, să ne aducem aminte de acest lucru, că El și-a dat totul pentru noi. Noi să facem și să strălucim pentru El. Să dovedim prin viața noastră, prin menirea noastră, că El este Domnul nostru, că El ne-a mântuit. Și pe cei care se vor boteza, să ajute Domnul în continuare să realizeze că și ei sunt această lumină și au nevoie și să caute să lucreze pentru împărăția lui Dumnezeu. Haideți așa cum stăm să-i mulțumim Domnului pentru seara aceasta.